V-am spus că Denis și Viorel vor face pasul cel mare. Sincer, am un gol în suflet așa și parcă nu simt că au făcut ceea ce trebuie, mai ales pentru că nu era ceea ce simțeau 100%. Sper din tot sufletul să le meargă bine și să fie pentru toată viața, să nu fie doar o chestie făcută de moment. Țin minte foarte multe dintre discuțiile lor și știu că Viorel spunea la un moment dat că el nu se teme nici de statutul de om divorțat, nici de nimic, că el face exact ce simte și când simte și că pentru el n-ar fi o problemă, nici dacă ar divorța, nici dacă ar fi căsătorit, nici că nu-l deranjează și așa. Dar gândindu-mă la Denis, bănuiesc că asta nu ar fi tocmai un lucru foarte frumos dacă s-ar întâmpla, așa că le doresc din tot sufletul o viață frumoasă, o viață liniștită, sper și pentru totdeauna.